Așa, perfect, super. Bine ați revenit, dragi oameni, la un simplu podcast cu Bordea și Nelu. În această zi avem invitat special pe Adrian Nicolae, pentru că a fost mega solicitat după ce ai făcut. Bă, ai lăsat o impresie foarte bună, să știi, publicului nostru. Eu tot ce fac pentru voi fac. Ai primit invitații la alte podcasturi până afară? Te-ai transformat acum într-un invitat de podcast? Băi, vouă nu vi se pare că e un sât ciudat la microfonul ăsta? Nu e, frate, nici te rog, te rog, nu începe iar. Te rog, e oribil. Cum s-a schimbat viața după podcast cu lui? Băi, au început să curgă telefoanele. Bă, Adiță, dacă ai timp, tu faci numai cu ei. Care-i treaba? Uite, am și un podcast în Câlnău. Alea din Câlnău sunt foarte bune podcast-urile. Da, adică dacă te duceai în Câlnău, deci, bă, serios? Și afară. Îți pare că în Câlnău a făcut o vacă să vorbească la un podcast la un moment dat. Deci n-aveți subiect. Nimic. Ba da, bă, stai, eu pe drum mă gândeam. Splendid. Care drum? Ăla după care ai întârziat jumătate de oră? Bravo, hai să vorbim puțin despre chestia asta. Te simți prost că ai întârziat când întârzi, da? Te simți prost pentru tine sau pentru ăla care te aștept? Pentru tine. Nu? Dacă ai cât de cât. Păi nu pentru, stai, nu în sensul că pentru tine. Mă simt prost pentru mine, cum o să par eu în fața omului. Mie nu-mi pasă de tine că m-ai așteptat. Dar pentru că ești foarte egoist. Aia zic, că acum pe mașină mi-am dat seama că vă vedeam pe amândoi cum stați aici și mă așteptați și parcă simțeam trăirile voastre așa un pic, știi? Dar în același timp m-am pus niște colinde, am fumat o țigară, înțelegi? Deci, și m-am gândit și la o scuză, m-am gândit. Eu sunt și trist din somn acum, adică a fost pe foarte repede. Oricum ai folosit-o pe aia cu bunică ta, a fost naca. Dar chiar s-a întâmplat, Întâmplat. Voi ați văzut și voi la ziua mea, nu a fost o chestie, a fost o actriță plătită din nevastă mea, din Aplaudat și de la Pro TV sau ceva. Apropo, hai să-l ignorăm pe Bordea. Am făcut un an, o nouă emisiune. Am făcut un an de podcast. Mulțumim frumos, dragi oameni. Cei care nu știu de pe YouTube, podcastul a început pe SoundCloud. Îți vreau, cred că 30 de episoade în plus acolo. Avem o grămadă. Avem, vezi, frate, eu nu pot să zic SoundCloud. SoundCloud. Da, aparent setarea microfonului. Nu, Adiță, te rog. Setarea microfonului lui Adrian e puțin diferită. Șarpe nebun. Pe un an de podcast. Avem un an, da, felicitări, Nelu. Felicitări, Cătălin. Și la mulți ani lui Cătălin, a făcut 34 de ani. Da, am făcut 34 de ani. Bravo. Mulțumesc frumos. Super. Și cam aia. Vreau să vorbim puțin de Crăciun, dacă tot e Nicolae. Wow, aici. Pentru că e Nicolae. Am adus și luminițile astea de acasă. Wow, incredibil. Ai, moș Nicolae. Nu e amuzant. Eu îl sunam, în fiecare an, timp de vreo 10-11 ani și anul ăsta, am zis deja, e glumă, dar deja e. Dar care e gluma? Că nu e nicio glumă. Eu îl sunam de fiecare zi, zic la mulți ani, sunt un Nicolae, ce scoai, nu mă, chiar, e nume de familie. Eu nu vorbesc așa. Oh, shit, eu acum mi-am dat seama că ăsta e numărul tot. Și prost, și eu am vrut să te sun, să mor dacă n-am vrut să te sun. Am vrut să te sun, taci, incredibil, taci, stai, bă, că dar uite, acum am momentul ăsta. Că dacă eu te sun pe tine de Sfântul Bordea, te cași pe tine? Nu există. Asta. Înțelegi? Deși, acum că ai zis-o cu voce tare, a zis-o cineva în afară de mine cu voce tare, sună foarte bine, să știi. Dar stai, cum te mai cheamă? Adi, gata. Numele uitat. În numele Un Simplu Podcast îmi cer scuze, Adrian, pentru această conversație pe care am avut-o. Zic, Cătăline, zic că ai întârziat. Hai, să vorbim despre Crăciun. Nu vi se pare că e mai bucuria asta de Crăciun e mai faină seara în București cel puțin? De ce, că-s luminițe? Pentru că nu vezi orașul, nu vezi Mocirla, nu vezi... Înțelegi? Totul e în beznă și doar luminițele și faruri și atâta tot. Eu acum, eu aseară mă bucuram, da? Eram... Cum se zice? Da, așa se zice. Am ascultat o colindă frumoasă de Adrian. Dar astăzi a dispărut. Ceas dimineață, ori că veneam în coace și mă grăbeam sau așa, ori nu știu de ce, dar a dispărut în casă. A dispărut. Și ce a plănuit noi să-ți facem ție, înainte să te chemăm la podcast, eu era o idee bună de a domnului Nelu,
Acum e... că nu s-a făcut. Nu, frate. Ba da, de fapt eu vreau să te întreb, fii atent, Nicolae. Ce mă? El a zis că tu știi, el a zis că tu știi, dar eu cred... Sărcina? Ce mă zi? El a zis că tu știi, eu eram sigur că tu nu știi, pentru că tu deții niște cuvinte, dar cuvinte importante. Aoleu, ce tu... Iar e o definiție? Nu e o definiție. Cer scuze. De... Tu știi, Adrian Nicolae. Lasă-mă din gură. Lasă-mă omul în pace. Tu știi, Adrian Nicolae. Dar ți-ai zis asta înainte? Nu, ok. Tu știi, Adrian Nicolae, ce înseamnă bucache? Da. Următoarea întrebare. Să mor tu. Păi da, am avut și eu 14, nu? Deci, stai-mă puțin. Și eu de ce nu știu? Deci eu... Deci, la tot direi n-aveai net. Tu știai ce înseamnă bucache, dar nu știai că îi zice bucache. Diferența aici se face. Bun, dar eu și n-am noi de chiar... obicei am, ne-am uitat la filme cu bucache, tu ai primit. Păi da, mă, da, ok, am, poate am văzut și eu practica, dar nu știam că se numește așa. Și asta zic. Băi, ok. Și te ștergeai trist cu un prosop de glazura. Și nu știai ce se întâmplă. De Crăciun. Nu. No. Credeam că îi zice bilet spre București. Cum să scapi de sărăcie. Sau admitere la teatru. Sau admitere. Dar m-a întrebat, îi ziceam și Lunelu, înainte să te chemăm, că eu am crezut că e un instrument muzical. Bucache. Bucache, da. Și mi-a zis, mi-a scăpat-o în emisiune, nu știu cum a venit vorba de bucache, și a zis, ca un bucache. Și a zis, păi, da, doamna nu cânta. Și asta s-a blocat total. Tu știi ce înseamnă bucache? Păi nu, am crezut că un instrument de trib. Adică un instrument de negri. A, deci tu recent, recent ai aflat ce e bucache. Acum trebuie să stămâi. Și de la capatul. Pe n-aș care e cu această ocazie să... Acestea sunt conversațiile noastre de la om. Cum e capatos ca om? Uite, bun. Ca om, foarte, bravo, ca, bravo, ca om, ca om foarte fain, foarte fain. Nu și-a luat-o în cap, ceea ce e o chestie foarte tare. Vorbesc serios, că sunt vedete care și-au luat-o în cap și asta ca un nervează. Bucache? Ca un bucălare. Chiar nu și-a luat-o în cap. Și ce nu știe lumea, voi, nici voi nu știați, că e singurul jurnalist de investigații acreditat de poliție. What? Da, are legitimație de aia, adică el dacă se întâmplă o crimă sau doamne nu știu ce... Trece de banda trece aia. De, da, exact ca în filme, știi, se duce acolo, cercetează... Nu știu, mie se pare un pic... Am crezut că... Păi și a făcut el legitimația? Că e o legitimație de agățat pizde, știi, la modul ăia, ai, fata, eu nu pot să... Și cum a crezut tu? Un carton și l-a arătat lui poliție. Care nu știe ce-i bucache. Tu știi că eu am legitimație de... Agent bucache. E, mi-a dat-o de la poliție. Dar cred că, cred că fiecare ne arăta alte legitimații de altceva. Bă, tu știi că poți să vânezi elefant de locomotiv. Eu sunt sigur că sunt atât de prost. Tu dacă îți scrii legitimația pe loc în fața mea, eu zic, nu, da. Fain, ia uite. Dar numai chiar așa este. Și asta nebun. Cum să agăți femei cu legitimație de jurnalist de investigație? Păi nu, cu legitimația de a agăța femei. Data trecută când am fost la această emisiune. Da, am vorbit, un an? Nu, un an, cred că 6 luni, 7 luni. Cam așa, da. Așa. Și data trecută când am fost, m-ați întrebat care a fost momentul în care am fost prost. Da. În viața mea și v-am zis de momentul ăla în care n-am... Cu doamna. Cu doamna. Cu domnișoara, da. Între timp... Așa. Sezonul 2. Când credeați că nimic nu se poate întâmpla mai grav. Știi că atunci când scrolezi pe Instagram sau pe Facebook sau pe ceva, ți-apar tot felul de reclame, dintre care destul de populare sunt niște reclame la niște geci. Da. Sunt niște geci care arată... Așa. Frumos și nu știu ce. Și eu într-o seară nu zic exact cum am dat click pe linkul ăla, am pe link? Să, pe linkul cel așa vesel al împăratului. Și am găsit o geacă. Și mi-a plăcut geaca. Scrie acolo 300 nu știu cât de lei. Și zic bă. Bă, nu e o avere, bă. În cel mai rău caz. Poțeapă, poțeapă, da, da. E ca atunci când a cumpărat Nelu jumătate de Bitcoin. Hai să nu vorbim despre... Jumate a luat? Aș.
Așa. La o adică, dacă iese, e bine ai geacă, da? Sau o grămadă de bani. Așa. Și dacă nu, până la urmă, bă, nu e un capăt de nu țară da. Că ai dat ca prostul 2000 de euro pe jumătate de bitcoin. Vauleu, mi-am adus aminte, doamne, ce prost ești. Aș... Și ce ai făcut acum cu el? Unde, unde e? E la bunica mea. Îl ține pe televizor. Cu mileu. Și dau, cum fac transfer, cumpăr geacă. Primesc un mesaj. Dar nu mail ca la alea serioase. Da. Așa. Înțelegi? L-am un mesaj. Să mor acolo, tu că ai luat geacă. Da, o să-ți vină un curier pe care îl cheamă Mihai. E fără meu. Lași banii. Cu bicicleta. Nu. Am primit un SMS în care mi-a zis mulțumim pentru achiziție. Presupun că de fapt dedesubt că SMS-ul n-are ton. Dedesubt era așa. Și îți dă un număr pe care pe un site de tracking pachete da, bagi numărul ăla și zice unde, unde-i pachetul. Dau pe site, ia uite aici. Nu se vede, n-am cum să arăt să se vadă, nu? Ba, cred că da, dar... Nu cred. Deci sunt numai, no. E numai chinezărie, chinezărie, chinezărie așa și până mai dai să traducă, da? Așa. Nu dăm, cred hai să zicem, așa ceva, ți l-a trimis în chineză? Nu, așa scrie pe site, yeah. că e de la, e de la poșta chineză. Ah. Și zice așa, o luăm de la început. Da. A, deci tu ai tradus, ok. Da, acum e tradus în... Nu, hai să traduc în română, că e și mai amuzant. Tradu în românește, da, tradu în românește. Că atunci când traduci în română, vezi că a tradus întâi în engleză. Și urmă... Asta e, cultură mică, da? Bun, în română. Și avem așa, eu am făcut comanda asta, foarte păscut, n-a ajuns. Nu, băi. Deci ca să nu creadă cineva că... Era cadoul lui Borga, să zic. Și mii de scuze, da, așa. Deci, am dat comanda pe 27 noiembrie, da? Nu, da. Pe vreo 25. Pe 27 noiembrie, ce se întâmplă? Pe la 10:27, zice așa, biroul poștal Hangzhou Parcel Business a fost colectat și trimis. Jumătate de oră mai târziu, plecare de la post Hangzhou Parcelă de Afaceri Bureau, următoarea oprire Hangzhou Internațional. Să mor tu! Trece o oră... Ajunge la Hangzhou Center, de exact. A, da, 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 da. Ajunge la Hangzhou Center. Trec două minute. Se întoarce. Părăsiți Hangzhou Center, următoarea oprire Hangzhou Interchange Bureau. Da, mă, dar și chinezi, adică se mișcă foarte repede. Băi, dragi. Părăsiți Hangzhou Interchange Bureau și următoarea oprire Hangzhou City. Hangzhou City e de unde a plecat. Bun. Trecem vreo 20 de astea, ajunge la Shanghai. Serios? Bă, serios, așa scrie. Toată lumea a probat. Urmă scrie, expediat, compania aeriană, Shanghai Pudong, a ajuns la Shanghai. Te-am o geacă de 3 milioane, da, te-a luat-o din Pudong? Și a, nu, de, dar el n-a știut. Din Hangzhou. Băi, dar biletele de avion da, pentru geaca ta. Vreau să zic că în momentul în care am cumpărat-o, putea să scrie pe ea și Illinois. Și normal, da. Deva. Da. Dar scria Hangzhou. Și ultima informație pe care am primit-o, doar atât. Transport aerian pe 11 decembrie la 10:30 transport aerian. Și eu, febril, seară de seară. Unde dracu mai e, mă? Vin aici, dau refresh. Transport aerian. Zice, e în transport aerian, nu-ți face tu probleme. Eu cred că o învârte de o săptămână. Și eu mi-am luat o țeapă cu o geacă din asta. Mie mi-a ajuns geaca. Nu spune asta. Mie mi-a ajuns geaca. Nu, asta înseamnă nu țeapă. Nu să fie țeapă. Mm-hmm. Hai, deci tu încă mai speri după geaca aia. Geaca e în aer. Mie ce mi-a venit una verde, era foarte drăguță în poze, arăta foarte bine, doar că mâneca începea de aici, de la coaste de undeva. Deci era... ceva de genul, da. Deci n-am avut ceva, că nu sunt la țară. Ca să pitești. Pe modul poncio, era pe modul poncio. Nu mă începe de, era ca, nu, așa era mânecă, deci să mori, ziceai că ești un pinguin, oribil. Păi și unde ți-e? Nu, așa am dus-o la țară. Da, pe site era mânecă la fel. Arăta super mișto, nu. Poate nu se vedea mânecă. Zi-mă că geaca ta poate se face în timpul ăsta, deci ea poate se face pe drum. Eu sunt convins că în momentul în care s-au primit banii aia de la mine... Instantaneu. Cineva și-a luat niște sache. Instantaneu, cineva a scos un bici, a dat în copilul ăla. La o mașină de aia de cusut pe un vapor în apele teritoriale și ăla micu.
Da. Nu intru pe nimic. Deci aveți grijă, serios, asta e o chestie. Eu era și la televizor cu țepele de pe site-uri și așa. Eu nu înțeleg cum tu ești... ai picat la mijloc, ca să zic așa. Da. Nu fiți Nicolae. Uitați-vă de două ori când dați click pe orice. Știți ce da? M-am recomandat eu? O geacă nu costă 3 milioane. Ba da, mă, o geacă costă 3 milioane. Costă, nu. Din Hong Kong? Păi nu, nu, e, nu știu, știi de unde e. Ce magazine găsești geci de... Iar ești prințesa. Că eu am crezut că de la... Eu am crezut că și-a luat de la Lidl. La Lidl, la săptămâna... La săptămâna actorilor. Iar jignești oameni. Când ne-am ridicat noi ăștia... E Crăciun, mă. E Crăciun, mă, animalule, mă. O să ne ridicăm noi ăștia care muncim și ne luăm geci de 3 milioane și o să dăm o dată de pământ cu voi. O geacă. O să vi se rupă la subsoară treaba voastră. Da, mă, nu glumesc, bă. Eu acum încercam practic să fac pe tine să-ți pierzi speranța, înțelegi? Ca să nu mai crezi. Știi ce mi-a mai comandat foarte stupid? Acum un an și ceva și n-a ajuns încă. Jumat de Ethereum. Nu. Aia a fost, da, nu zic. Pe Kickstarter, știți Kickstarter? Da. Unde îți prezinți ideea și lumea bagă bani ca să-ți iei și tu să-ți faci și tu nu știu ce. Și-au făcut o pernă high-tech, frate, cu lumini pe margine care, fii atent, da, mi-a zis, atent, bă. Salut. Care se luminează exact în culorile răsăritului și gândești aici și începe de la un albastru. Cât de stupid, deci atunci, și atunci când mi-a zis, aproape am adormit de admirare. Lasă-mă. Pe lângă asta are box în ea și poți să spui white noise, de exemplu, să auzi când astea. Cum ar fi black noise, chiar? Brown noise. Nu brown noise, black. Poți pui sunet de ventilator, aparent că asta doarme multă lume. Să pui ce? Sunet de ventilator, jur. Deci foarte multă lume adorme pe sunet. Și vă bârie ceva în căști? Da. Da. Și mi-e bârie trebuie ceva. Să fie un sunet, cred că e de la asta. Stai așa. În fine, ideea e că nu mai ajunge acum, a costat 6 milioane. Bine. Pentru că nu există. Eu pot să pun pe net că vând păuni bionici. Ok, pichiri bionică. Înțelegi? Nu există așa ceva. Nu există perna aia deja, ți-ai comandat-o tu. Ea va exista. Aude în continuare, bâze. Te lasă, mă, lasă să e bâze. Parte din... Poate pe unul ia somnul, că... Lasă-mă să bâze. Păi și de cât timp aștept tu perna? Un an și două luni. Bă, nu mai vine. Păi și n-ai dat niciun telefon nicăieri? Adică până eu eram panicat după două săptămâni. Și nu mai, stai un pic. Oamenii au adunat un milion și ceva de dolari. Păi aia zic că e vrăjeală. Și ei în continuare trimit mail-uri și arată punctul de lucru. Unde sunt acum, am mai scăzut din costuri, că totuși costă mai mult. Da, na, nu o să primesc probabil niciodată. Ce dracu? Niciodată nu am luat țeapă la nicio chestie de genul ăsta. Niciodată. Nu mi-am comandat nimic de n-am fost eu sigur. Eu m-am dus în magazin, le-am probat, le-am încercat. N-am nicio pernă care trebuie să vină, n-am nicio geacă care nu este în dulap la mine. Dar n-ai nicio poveste. Hai, da, da. Eu am vrut să-mi iau, era, etilotestul ăla de la, mi l-a luat ăsta, da. Altă. Bă, nu era bun? Ce, tot de pe Kickstarter s-a stricat. Bă, dar și m-am entuziasmat. Dar și eu m-am entuziasmat. Și asta cu poveste. Am luat trei, ești prost. Trei etilotest. Trei, am făcut unboxing la el, am avut o gândă, am luat lui Migus. Bă, s-a făcut instant ăla. Cum? N-am mai mers. A suflat Micu odată. I-a sărit dopul. Da. Poate l-ai dat peste camă. Dar nu mergea, era imposibil. Ca la gălușca aia, când vine un țăran. Nu, a mers la început, dar cred că senzorul ăla după aia s-a dus dracu. Deci nu, pur și simplu nu mai mergea. Ce, o facem pe aia, gata? Nu mai suntem frescuri. Mi-e cald. Ce-a transpirat să-mi bag ce-ai uită. Eu, de exemplu, n-am nimic sărbătorești, dar am otit. Am otit, yes. Era imposibil ca etilotestul ăla să meargă, pentru că era de buzunar. Păi nu, mă, mergea. Eu chiar am făcut unboxing, chiar mergea. Și mi-arăta... Dar cui căciul ăsta? A mea. Și mi-arăta... Și cât am dat pe ea? Bing, sing, leng. Da, dar în fine, etilotestul ăla n-avea a fost... Cum să nu, n-avea cum să meargă. Bă. Dar apropo de high-tech, voi vă uitați la știri, la televizor? Niciodată. Sunt deloc. Serios? Da. Păi de asta da, ți-ai mă țepe de 3 milioane. De asta îți cumperi tu jumate de monezi virtuale și le ții la țară. Pentru că nu vă uitați de-ți informați amândoi. Sunt foarte informați. Asta, tu în sfârșit ai văzut acolo. Și ești prost. Vedeți, apropo de tehnologie. Îmi place că el vorbește de high-tech și el a fost atât de uimit că a descoperit AR, știi, augmented reality și oh my god, poți să pui pe telefon să vadă ceva. Poți să pui un cal în cameră, știi, tu și cu
camera în spatele lui așa și l-a dat din coadă și îți dă din coadă pe telefon așa și e viu. Adică nu e viu. Da, dar e viu. Și numai tu-l vezi. Da. Știi că era filmul ăla cu I see dead people. De fapt doar telefonul vede, dar în fine el... Mă rog, apropo de tehnologie. De ce nu mă mir că primul lucru pe care și-l pune el în realitate augmentată e un cal? Păi de ce? Da. Nu știu, pur și simplu. Păi nu mai sunt alte chestii. Nici măcar și-a pus unicorn și-a pus. Mă rog. E cald. Cred că de la telefoane, mă, de la telefoane. N-are, mă, cum. Vă zic eu. Na, nu. Okay. Nu era de la telefoane. Omul știrilor. N-ați văzut știrea. Zi-o un pic. Ai idee de la ce? A început acum, într-o dată. Nu înțeleg de la ce. Dar ce tu căutați pe aici, mă? Vă dați seama, nu știu. Au repetiții, la 11 jumate. Vede. Deci, vede. Poți să zici țigani? Tocmai ce ai zis. Da, mă, în pula mea. Da, frate, stai seama. Ce în pula și toate alea poți zici țigane. Că n-are nicio treabă. A, am văzut aseară cu bunica mea în reluare Inimă de țigan, telenovela de pe Acasă TV sau nu știu ce era. Bă, tu, voi nu n-ați văzut? V-ați văzut cum vorbea oia în telenovela aia? Pe Pro TV? Bă, serios? Ce? Cum, nu? Deci ăia vorbeau numai așa. Holiday, da. Nu, nu, nu. Se jigneau rasisto, nasol, pușcărie, băi, aveai grijă. Adică... Exact ca în Statele Unite, dacă ești evreu, da, poți da. Dar nu, că nu era, adică Zamfirescu îl cheamă? Cred că zici de Visu. Nu, Visu. Florin Zamfirescu. Florin Zamfirescu era ăla care ura țiganii din telenovelă, știi? Da, e un personaj, adică nu poți să... Păi și tu poți să prezinți la televizor... De-aia și noi putem zice orice, că noi suntem noi aici. În America, un personaj... De fapt, da. Stai, ba da. Ai dreptate, da. Păi dacă personaj... Dacă în film ăla zice nigger, cum ar veni, și el e alb și el îi zice unui nigger, e personajul de redneck sau de rasist, nu? Avem voie să zicem nigger? Mai ziceți de câteva ori. Sau trebuie să traducem... Blocăm canalul lui Bordea. Păi nu... traducem... Mă rog, eu aseară mă uitam la telenovelă cu bunica mea și aia țipau un continuu de... Noi de suntem rasiști. De păsări, țipă lui, făceau păsări, da. Eu nu știu cum să zic ca să nu fă... Nu zice. Păsări. Nu, stai, le zicea păsări. Băi, nu porumbeilor, da. Ca să fie... De culoare închisă de, așa, mă rog. Care furați portofelele. Bă, lasă asta cu portofelele. A folosit știrea acum o chestie excelentă. Bă, dacă tu poți să apreciezi un jaf? Da. Dacă e un jaf chinuț. Păi, suț. N-ați văzut? Nu. Excelent, bă. Ce? Deci, fii atent, și-au pus în fața, și-au pus în mașina, într-o mașină, și-au pus un chip. Care chipul există, bineînțeles, dar și-au pus o mașină, într-o mașină. Ghicea viteza tirului din față. A, mergea fix. Ăla de la au jefuit în mers. Da, mă, da, frumos, ai văzut? Nu, vai de cap meu. Deci, o mașină în spatele tirului, da? O mașină special mai îngustă decât ca să nu ca se să vadă, nu vadă, nu știu ce. Mergea cu aceeași viteză care mergea tirul, dar o altă mașină se punea lateral ca la să nu vadă în oglindă, înțelegi? Uh-huh. Să nu vadă că să fie ceva în oglindă. Da. Iar unul se punea în fața tirului și frâna câte puțin, comunica cu ăștia să vadă ce viteză să aibă tirul ca să aibă și mașina. Man. Bă, ună... Filmele au inspirat niște oameni să mă... Da. Bă, unul ieșea pe trapă, deci avea, de-aia, cum zice... Da, trapă. Trapă. Dacă ieșea frumos, pe trapă... Pam, stătea pe capotă lasă-l, într-un echilibru perfect, tăia ninja ușa, intra și aveau timp să se uite prin pachete, că nu l-au tot de acolo. Da. Adică... Acolo e geaca lui Nicolae, băga mea școala. Acolo e geaca. Ți-au luat geaca, Adiță. Oricine ai fi. Te voi găsi. Ești. Vei plăti pentru geaca. Bă, mi se pare incredibil, bă. E alt nivel. Da, e tare. I-au prins cu elicopterul, deci i-au filmat din elicopter. Da, clar, i-au prins. Da, ca zic, i-a prins. Doar Vin Diesel n-a fost prins. Bă, dar mi se pare incredibil. Deci unde se ajunge cu treaba asta? Nu aia cu intră în casă, ho, că stai că vezi. Altceva. Cinstelor. Altceva. Nu știu dacă... Să le dea Dumnezeu. Asta e un blestem, practic, în lumea țigănească. Asta pare un blestem. Cinste ție, bă, tu pe dracu. Ziceți-mi, vă rog, dacă voi când vă treziți din somn, sunteți foarte moi. Moi? Sunteți foarte moi, nu? În ce sens? De exemplu, nu poți să strângi foarte tare ceva, nu poți să... Bă, știi, da, uite, am pățit asta când s-a trezit fiimea dintr-o dată panicată și a visat ceva urât și te-ai ridicat. Nu, eram camera aia la altă. Bă, n-am putut să-i dau o palmă.
Și m-a ridicat foarte repede și am luat-o în brațe și am simțit chestia asta, că corpul era moale, dar imediat după aia m-am zis de ce prostie. Eu visez că intre cineva la mine în casă să mă jefuiască. Așa. Și ce culoare are? N-o să... Ei, noaptea toate pisicile sunt negre. E greu de spus, pentru că eu visez alb negru și atunci să zicem doar că eu eram mai alb. Eu cred că să opresc, cred că, nu, comentariile de la acest podcast. Da. Oprește, că o să înceapă lumea. Bă, eu am prieteni, mă, terminați, glumim, suntem comediați, de ce drag. Unii din cei mai buni prieteni ai mei sunt hoți. Da, dar am în familie. Da, el chiar are. Da, chiar am, serios, da. Am doi deja, acum al treilea, vede al treilea. Și meme sau... Da, da. Afară da. Sau înăuntru? Acum, tata pe care l-am acum, adică tata care e tata acum. Tata acum? Adică ăsta care e cu maică-mea e tata, nu? Gagicătul maică-ta. Gagicătul. Dar nu e gagic, că e însurat. Amantul maică-ta. Nu, mă, dar nu, nu e soțul. E soțul tata, mamei tale. E însurat cu maică-ta. E însurat cu maică-mea, da. Nu cu altcineva, nu. E, bun. Nu? Tata. Tatăl tău vitreg. Tata de acum. Așa, e nu-i... interlop. Așa. E în... pușcărie. Da. Dar nu în România, în alt țară. Bravo, doamna Bordea. Se vorbeam cu fratele meu, cu maică-mea, mi-a plăcut băieții răi tot timpul. A spus gheara pe unul. Dar nu vrea, că am pus aia cătușa. Și eu am anumite mijloace defensive în casa mea. Ia uimește-mă, care, pe lângă Mimo, care deci am un e o câine. Fiară. Am un câine. Cine? E o fiară, Mimo. Mimo. E un bulldog francez. Un bulldog. O fiară, îți dai seama. E dată-n paștele, măsi. Deci dacă plănuiești să intri în casa mea și ești un sac de gunoi care mai clipocește un pic după ce l-am pus, sau un fân, sau imprimantă, sau ceva genul ăsta, Ai belit-o. Ești mâncat. Te latră. Deci imprimantele nu spun jefui casa. Și are o nedumerire agresivă. Dar știi că s-ar putea pe unii chiar să chemi imprimantă? Olă, ce urât. În schimb, sac de gunoi care mă clipocește. E un nume destul... Care mai clipocește. Băi, să o luăm pe școala japoneză un pic așa la nume. Da, așa. Și în visul meu, aceste defensive, care sunt? Mai un cuțit pe acolo, un topor pitit pe după noptieră. Tu lucruri. Ai? Deci tu ți-ai pitit? Serios. Să zicem cu care să-i dea în cap hoțul. Că sunt lucruri, sunt obiecte la îndemâna mea și departe de îndemâna lui. Așa. Astfel încât, mă duc că el. Că, get off my property. God damn. Și tu ți-l-ai plasat strategic prin casă? Dar eu de mic am avut această problemă. S-a mult jurat. Da. E provocat pe jumătate de Home Alone. Deci, după ce vedeai singur acasă, începeai să zi, da, mă, faci chiar camera... Da, chiar ca și copil, da. Îți spun sigur. Da, capcane, dacă, și eu. Dacă ai fi avut familie... Chiar, ce vorbiți? Eu tot timpul era Home Alone. Nu era o ocazie specială. N-am văzut filmul, eu m-am uitat în oglindă. Așa. Ei, știi cum era Bordea când era mic, dar a început să pună sfor prin orfelinat, că după ce a văzut singura acasă. Așa și eu în camera mea am început sfor, nu știu ce. Și am niște obiecte contundente, dar aruncate în oameni răi. Dar în visul meu, așa, această moleșeală a trezitului, da, mă împiedică să folosesc tot arsenalul meu împotriva hoțului. Și mă preocupă dacă e numai la mine sau toată lumea. Adică dacă iei topor, ți-e frică că ți-l scap direct pe picioare. Păi da, nu, păi da, da. Nu halul ăsta, păi da. De exemplu, să zicem că ai un cuțit de vânătoare. Așa. Să zicem. Punem cazul. Așa. Și vrei să agresezi pe cineva. Nu e ca în filme. Nu e. Deci nu e deloc ca în filme. Îți trebuie putere să jucăți pe cineva, înțelegi? Adică, practic, maxim îl zgârie. Îl zgârie enervant. Eu merg pe ideea că... am o voce înspăimântătoare pentru cineva care nu știe unde a intrat. Cine pizda, mătie? Cine e acolo? Și dacă se mai apucă și Mimo să latre, dacă nu o vezi, bă, te cași pe tine. Dar tu știi, tare că tocmai... Are foarte voce... sonor, așa, știi? Tare... Care capul are? Acum într-un podcast urmărit de zeci de mii de oameni. Hai să nu ne suflăm. Tu ți-ai spus secretul. Sunt 300 de inși. Vreo 20 de mii. Dacă din aia 300 de inși, cineva pe doi îi cheamă aspirator, tu tocmai ți-ai spus planul tău de atac. Eu merg și pe ideea de descurajare, înțelegi? De exemplu, noi avem alea la de veselu,
nu că o să ne batem noi cu rușii. Ci aia la intimidare. Bă, dacă da, vă luați de noi, noi avem asta. În schimb, în schimb, Moldova n-are. Deci tu mergi pe ideea că, dragă hoț, dacă te gândeai să... Holul e al vostru. Da, da. La noi intrați în sufragerie. Sunt și vecini care n-au un topor lângă pat. Și de ce soriști? Dar vezi că moleșeala asta e specifică fetelor. Bazăm asta pe... Bazăm asta pe nevastă mea. Nevastă mea de fiecare dată se trezește moale. Și chiar mi-arată câteodată că de asta zice că știa, că uite, uite, atâta a fost să strâng, atâta a fost să strâng și nu strânge, știi? Adică strânge, dar ea... Încearcă să strângă? Încearcă să strângă, da, și se simte un... Așa, știi? Eu, tare, tot timpul mă trezesc tare. Morning glory. N-am treabă, frate, n-am treabă. Cu aia e arma ta, de fapt. Na, simt că a scăzut nivelul discuției. Dar să știi că tu te potrivești cu... Stai un pic, stai așa. Apropo de nivelul discuției. Mi se pare ciudat că ăștia au făcut acum mall, o sufragerie în mijlocul mallului, ați văzut? Devastată de hoți, pentru că acum e campania asta. Cum? Deci a făcut o sufragerie în mijlocul mallului. Un mall. Ha? Un mall anume? Într-un... da, nu știu. A, da, nu știu. E unul anume, dar nu știu, da, care. Așa, am văzut la știri că, a făcut o sufragerie devastată de hoți. Așa. Da. Și o campanie a unei doamne, domnișoare, doamnă, cred că era doamnă, da, ca să-ți asiguri casa, să nu știu ce, nu știu ce. Știi că uite ce se întâmplă în sol. Nu băgați străini în casă. Da, da, da. Adică spune nu hoților, că sunt oameni care zic spun da. Hoți, da. Dar știi ce mi se pare fain? E că la un moment dat, în sufrageria respectivă, cel care ținea cuvântarea cum să dădea ofertele de zi asigurări, era Moș Crăciun. Care e primul hoț, cel mai mare spărgător de Dacă locuințe. Cineva știe cum să intre într-o casă și să nu-l simți... Bă, dar asta a fost dubios, bă, fimea. După ce a venit Moș Nicolae, s-a bucurat de cadou și a zis, dar cum a intrat? Da. Cum a venit moșul de nu l-am văzut? Și a început el să explice că stai, că el vine magie, noaptea trebuie să meargă pe și magie. Nu știu ce. Și a văzut privirea în ochii ei, se uita la mine la noi modul... Noi nu suntem în siguranță în casă. Nu, la modul, bă, dar tu nu schimbi cu cuietorile, dracu, da, ceva, da, da, că da, nu e ok. Dar mă gândeam acum că mi s-ar pare o ocazie foarte bună pentru hoți, cum în sărbătorile, da, să mergi la colindat, da? Și când colin te uiți, da, da, a scaudări, se întâlnă la, nu știu, la mulți aia, 5 lei, nu, n-am mai mult, nu-i nimic, vin mai... Asta e o idee foarte bună, dar la același timp foarte proastă. Se face. Se face? Serios? Da, da. Păi sigur, sunt mai multe feluri de filaj. Nu mai de asta. E foarte... Dar e foarte bună, adică e foarte... Bă, dar stai un pic. Păi când vezi trei care n-au glas... Și care sunt geană, care nu se uită în ochii tăi. Să știi că scouting, da, așa, da, la televizor. Mie mi-ar plăcea să fie unul de ăsta care îți filează apartamentul. Bă, dar să aibă un glas Dumnezeu. Deși vocația lui a devenit crima, știi? Dar acum... El de fapt să fie... Stai un pic, bă, voi aveți o noimă, practic trebuie să le spunem oamenilor că... De... Toți colindătorii se opoate. Dacă nu le dați voi bani, oricum vine mai târziu. Nimeni nu o face de ideea de sărbătoare. Dar stai, bă, îi pasă de pruncul. Toată lumea îți vrea calculatorul. Televizorul 4K OLED, da. La revedere. Bă, mai există posibilitatea ca tu să stai în ușă, să te uiți cam ce se vede la tine în casă și să iei de acolo. Sau îți faci perdeaua de colindători. Da, excelent, spuneți. Excelent, trage așa, bam. Și totul e desenat așa, un televizor de la cu tuburi vechi, un copil care plânge de foame într-un colț. Slab așa, un câine mort acolo. Igrasie. Geaca aia de 3 milioane. Geaca care n-a venit. Certificatul ăla de Bitcoin. Înfipt în cuier. Excelent. Bun, cât avem? Avem, eu cred că suntem okay, bine. Suntem bine, avem 37. Oh. Ah, dar n-ai zis aia de la Râmnicu Vâlcea, aia ce-mi plăcea aia. În fine, apropo ce? De nivelul conversației cu magazinul. Nu pot să zic. Aia era atât de... Hai mă că la noi... Aici e singurul podcast în care poți să zici. Mi se pare foarte... Da, 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 nu, dacă nu la vrem. La DVS locul ăsta. Dacă nu o să avem motiv să ne mai vedem, mă. Bine. E o poveste? Hai să o mai lăsăm, hai să o mai lăsăm. Nu, că ele... Nu o să zic. Serios. Nu, nu zic, dacă am zis nu, la mine nu e nu. Nu știu cu cine ai mai ieșit. Pe data viitoare facem un podcast special despre
despre ce înseamnă să te răzgândești. Exact. Înțelegi? Și începem cu tine care te răzgândești, da, și spui povestea respectivă. Băi, mi-am zis că n-o să mai calc niciodată aici. Dar apropo, uite, mă, dragi oameni buni, o să facem o pauză undeva la vreo, cred că vreo 3 săptămâni, no, că e Crăciunul, e bun. Păi da, mă, e Crăciunul, e Revelionul. Dar stai puțin, tu ești plecat în weekend acum? Da, eu plec poi mâine. Oare e locul să discutăm asta? Da. Nu vreau, bravo, doar să zicem oamenilor că o să facem o pauză, între timp, na, sărbători fericite, fericite, an nou fericit, fericit, toate cele bune. Uite, mă, deci ne vom vedea fresh, ce? Deci ăsta e panicat de hoț și are și bichetă cu țepeș. Cu totul e gândit. Totul e calculat. Ce te, adică ce-i faci? Dacă îi vine nu, nu o face, e o capcană. E o capcană pentru hoți. O port cu mine peste tot. Bine, bun, dragi, deci luăm vacanță 2-3 săptămâni, da, vedem noi exact, anunțăm. La mulți ani încoată un simplu ce? Podcast. Am făcut un an, am făcut un an. Am și donat, apropo, de la Amin, știți, cei care știu bine, cei care nu, toți banii pe care am făcut la Amin pe un an de zile i-am donat și anul ăsta, a fost 2300 de RON, Veritas for All. Ce? Asta ți arată cine sunteți. Nu, mă, adică susținem să în continuare, dacă vreți să donați acolo pe Nelu Cortea. Asta că eu am repetat YouTube, privirea aia de trebuie să fiu de acord cu el. Da. Hai, mă, că e frumos să dai măcar de sărbători. Ba, nu fiți proști. Dați așa, banii așa, la oameni care au nevoie de ei, la colindătorii care pot să bun, mulțumim frumos. Mulțumim la Diță, bă, ne vedem. Tot cu el începem în ianuarie. În ianuarie începem. Nu plec nicăieri. Bun, arrivederci, sărbători fericite. Pa, pa, pa.